Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian și în scurtul clip de astăzi o să vedem de unde descărcăm wallpaper-urile de pe OnePlus 6 pentru telefonul vostru, da? O să vă las linkul pe care îl voi accesa în descrierea acestui clip. Dați click pe el și o să ajungeți pe pagina oficială a celui care face aceste wallpaper-e și pentru OnePlus 6 și pentru OnePlus 5, 5T, 3, 3T, OnePlus One și așa mai departe. Este un creator care a făcut wallpaper-ul și pentru romul Paranoid, dacă îl știți, îl cunoașteți, este un custom rom renumit. Și odată ajuns și aici, observați că avem wallpaper-ul de pe OnePlus 6, de fapt toate wallpaper-urile de pe OnePlus 6. Și sub fiecare wallpaper avem posibilitatea să descărcăm rezoluție 2K, rezoluție 4K sau versiunea de wallpaper peste care este afișat și acel logo al lor, acel slogan Never Settle, da? Pentru fiecare aveți 2K, 4K și versiunea cu Never Settle, da? Dacă vreți să descărcați întreaga arhivă cu toate wallpaper-urile, vă duceți în baza articolului la sfârșit și aveți aici Get All Wallpapers Zipped. O să vă arunce cel mai probabil pe Dropbox, de unde puteți descărca arhiva, eu deja am descărcat-o. Și ca să aplicați wallpaper-ul, este foarte simplu, țineți tab lung pe o porțiune liberă, mergeți pe imagini de fundal în stânga. Dacă dăm așa, vom seta wallpaper-ul pentru lock screen, pentru ecranul de blocare. Dacă dăm așa, vom seta pentru home screen, da? Și mergem pe fotografiile mele, vă duceți în locația unde ați descărcat voi wallpaper-urile, în cazul meu aici, le-am dezarhivat, am versiunea 4K, aceeași versiune cu logo-ul Never Settle și toate wallpaper-urile în toate versiunile, 2K, 4K și versiunea cu Never Settle. Să zicem că îl punem pe ăsta, îl alegem, dăm tap pe el, set wallpaper în dreapta sus și astfel am setat wallpaper-ul, da? Apoi dăm back sau apăsăm home screen, eu o să dau back și wallpaper-ul este setat. Atât de simplu este. Haideți să-l setăm și pentru lock screen, la fel, lung, imagini de fundal, dăm aici în sus, mergem pe lock screen, fotografiile mele și pentru home screen, să zicem, pe lock screen îl punem pe acesta, set wallpaper și apoi apăsăm home. Și când blochez ecranul, uitați și wallpaper-ul și wallpaper-ul de pe home screen. Cam acesta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Adrian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, la revedere!